Și mă gândeam așa, apropo de întrebarea pacienților Maică, aici cât să dă? Dar oare medicii care iau când ajung în sala de judecată Încep și ei să întrebe pe acolo? nu vă supărați aici cât să, cât să ia E, cât să ia Depinde Un an, doi cu suspendare Trei, patru cu executare Na Ce prieteni ai? Cine sună? Pe cine? Mai întâi bănuții, așa cum am vorbit. Așa începeau discuțiile între un medic de la Spitalul Militar Carol Davila din Capitală și pacienții săi. Doctorul le cerea 500 de euro în plus față de tariful perceput de spital pentru a realiza o rinoplastie. Medicul a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Foarte tare asta. Deci, în acte, pacienții erau internați pentru o operație banală. În realitate, medicul le făcea operații estetice la nas. Chiar și cu spagă. Prețul era mult mai mic decât la alte clinici. Cât s-a dat aici, ați auzit, șase ani și 8 luni. Deci se mai întâmplă și condamnări cu executare. Da de treaba asta, ce părere aveți? Apropo de corupție în sănătate, un celebru chirurg e trimis în judecată de DNA în două dosare de corupție. Într-unul e acuzat că a prejudiciat casa asigurărilor de sănătate cu 8 milioane de euro. În celălalt e acuzat că a încercat să mituiască tocmai pe procurorii DNA. Ar fi promis 100.000 de euro. Avea de unde? În așteptarea proceselor, a sentințelor, chirurgul, e vorba despre Irinel Popescu, că vedeți ce mi-o iau, primește din partea unei mari universități de medicină și farmacie titlul Dr. Honoris Causa. Mă scuzați, dar sună ca naiba. O universitate de medicină îl premiază pe un medic trimis în judecată pentru corupție. Așteaptă nene sentințele, așteaptă, nu știu, o prescriere, că se va întâmpla, nu te arunca. Păi ce exemplu dai? Mi se pare că sună așa, titlul de doctor în corupție nu are creier în cap, îi face scurt circuit,